Și iată aici prietenul meu, Ion Ursachi, sau cum îi chem toți, Vania Ursachi, și-a găsit odihnă aici, bine meritată, în acest loc. Și din păcate ne-a lăsat la o vârstă când abia omul începe să înțeleagă viața pe deplin și când trebuie să se bucure de poți, cele făcute, să trăiască în binele care l-a creat. O, Doamne! Pe data de 10 ianuarie 2022 viața a fost curmată de o maladie incurabilă și ca orice deces vine pe neașteptate. Era într-o stare relativ bună, dar în câteva zile a plecat și ne-a lăsat pe toți prietenii numai cu amintire despre el. Of, Domnul Ion, Dumnezeu să te ierte, veșnică pomenire, și cât om fi cu posibilități fizice să venim pe la prietenii noștri, să-i pomenim, să ne aducem aminte de clipele care le-am trăit împreună. Am acasă în arhiva mea o sumedenie de filmulețe pe când ne odihneam la Nistru și în alte părți, cum ne râdeam, cum dansam, cum făceam frigărui, cum eram veseli, cum ne întâlneam și ne îmbrățișam, cum ne despărțeam și iar ne îmbrățișam, și de fiecare dată eram foarte bucuroși că ne vedem și mergem înainte. A rămas soția Svetlana, feciorul Crin și nepoțica Crina. Eu cu familia mea, cu băieții mei, îl voi pomeni cât Dumnezeu mi-a dat sănătate, zile, că pe un cel mai bun prieten al meu, și am să vin aici de mai multe ori, după posibilități, să vorbesc cu dânsul, să-mi iau rămas bun de la dânsul, să-i doresc veșnică pomenire. Dumnezeu să-l ierte. Ultimul moment de înmormântare la prietenul meu, Ion Ursachi. Dacă aici s-a găsit veșnică odihnă. Da. Moment foarte tragic din familia aceasta, fiindcă putea să mai trăiască, dar o maladie incurabilă e curmat viață și iată pleacă din rânduri prietenilor, pleacă din familie, pleacă din oraș. Soția Svetlana. Da. Lucru care nu se recuperează. Thank you.
Noi am vrut să te ajutăm. Mai zic după aia. Vezi că fac, hai de mai mult. Deci atlăiești și greu, metodă nouă cu niște șuruburi. Participat 2, 4, 5 preoți, părintele Vitalie din Mărești și niște preoți din alte localități, în alte parohii. Брейли. Как у них те манеры, да? Все криво распон брейли по манерле чисто. Касано салоне скад. Давай. Ты что?
Se fecetuiește mormântul acesta până la a doua venire a Mântuitorului Hristos, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte. Dumnezeu să-L ierte. Viața asta veșnică, Dumnezeu să te ierte, din păcate nu ne mai întâlnim în viața aceasta de pe pământ. Și asta-i. Da. Tot ce este, este trecător. Într-adevăr, viața este ceva relativ și numai după atunci când pleacă toți, atunci numai se imaginez că este într-adevăr trecător această viață. Cei 70 de ani în universul acesta al istoriei și al dezvoltării este un pic. Este un clip. Înghețat aici. Hai băieți, așa-ți treaba până la sfârșit. Fii țărână ușoară. Doamne ajută. În cimitirul ăsta. Era acolo undeva în deal puține morminte. Dar rămâi, iată, Doamne, Dumnezeule, parcă este cosit. Cosit în toată lumea aceasta. Doamne, mă iartă. Prietenul Vania, Dumnezeu să te ierte încă o dată, zic. Și cine știe ce mai merge viața mai înainte. La noi, la cei apropiați,